Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi, întâi de toate, vreau să vă arăt cu ce sunt îmbrăcată, pentru că am un super hanorac cu minioni și asta pentru că am fost inspirată de ceea ce urmează să filmăm astăzi. Vorbim despre ouăle Kinder, cele 40 de ouă Kinder pe care urmează să le desfac alături de voi. Și surprizele principale sunt minionii. Asta m-a făcut așa să mă decid să filmez acest vlog, pentru că zilele trecute mi-am cumpărat un nou Kinder și mi-a picat unul dintre minioni și mi s-a părut foarte drăguț. Și am zis să iau mai multe și să vedem dacă reușim să facem colecția, pentru că cui nu-i plac ouăle Kinder? Eu cred că tuturor ne plac ouăle Kinder și de fiecare dată când îmi cumpăr un nou Kinder, o fac pentru plăcerea pe care o am atunci când deschid un nou Kinder și aștept să văd ce jucărie am câștigat. Înainte de a începe, vreau să vă rog să-mi dați like și subscribe dacă vă place de mine și clipul pe care eu l-am făcut acum și poate și celelalte pe care le mai am la mine pe canal și să dați poate un share cuiva căruia îi plac ouăle Kinder la fel ca și mie, ca și vouă. Și haideți să-i dăm drumul, că sunt tare entuziasmată să vedem ce o să avem în fiecare ou în parte. Și cum ziceam, aici sunt cele 40 de ouă, adică am cumpărat tot ce era cu minioni, tot raftul cu, vedeți aici cutia, cu ouăle în care se găsesc minionii și sper că o să reușim să facem colecția până la sfârșit. Hai că o să dureze ceva. Primul ou îl deschidem. Chiar sunt curioasă să vedem. Și avem în primul ou, nu avem un minion, dar avem ceva simpatic. Avem, cred că ceva, un animăluț. Nu știu ce e. Uite, o panteră, nu știu ce e. Nu știu dacă voi vă uitați vreodată pe hârtiile astea cu informațiile de a lega jucăriile. Eu niciodată nu mă uit, adică tot timpul le fac așa, pur și simplu. Uite, asta e panteruța. Și are aici, cred că, un stativ ceva verde. Deci, n-a fost minion. Să vedem în ăsta ce o să fie. Chiar mi s-a făcut poftă de niște ciocolată. Și cred că o să dau ia maniele până la urmă. Nici aici nu e minion, din păcate. Hai să vedem. Aici avem altă colecție. Nu știu dacă vedeți ce fac eu aici. Dumnezeu știe ce e aici. Cred că e un astronaut sau ceva. Nu, sunt doi omuleți. Este un joc, de fapt, ceva. Cu doi omuleți care se balansează pe un fel de balanță, cred. Și trebuie să câștige probabil cel care aruncă cel mai sus jucăria. Deci nu sunt minionici aici. În al treilea ou avem... N-avem minion, avem o mașinuță. Uite, am avut, de-a lungul timpului am avut o fel de mașinuțe de genul ăsta. Încă un ou avem aici. Opa! L-am spart. Cred că e momentul să mănânc cu bucățica. Ce avem noi aici? Avem un minion. Primul minion. Cred că e minion, sper. Că nu mi-am luat apă. Ba da, e minion. Uite. Minionul ăsta drăguț. Oh, ce simpatic e. Las că vă arăt imediat. Să-i pun mâinile. Și are aici un sticker mic cu o banană, nu știu. Sunt chiar curioasă ce face. Pentru că celălalt de care vă povesteam, ăsta are o chestie aici. Se trage de ea și se învârte. Face piruete. Ăsta să vedem ce face. Hai că am reușit. De fapt, minionul ăsta cu păr, foarte simpatic, stă pe ceva de genul un cărucior cu mâncare, cred. Și are aici o tăviță cu banane. Foarte simpatic. Oricum o să vi le arăt pe toate la final. Sunt aici 2, 4, 6, 8. 8 minioni trebuie să avem. Colecția este de 8 și sper să-i găsim pe toți până la final. Nu, crezu că e minion. Am văzut un galben.
Nu e minion, dar e ceva simpatic, tot așa cu un ochi. Avem, e o pasăre, un corb, simpatic, cu o pensuliță în cap. Probabil poți să desenezi sau ceva cu el. Uite. Nici de data asta n-avem noroc. Avem un pelican. Cred că e pelican. Da, e ceva, o barză, un ceva. Tot din categoria cu păsări. Din gama aia cu păsări. Cam așa trebuie să vină și are aripi. Mai luăm unul. Hai mă, că vreau să pice mai mulți. Îmi doresc mult să fac toată colecția. Sunt un mare fan minion. Oh. Oh, minion. Dar un minion foarte dubios, pentru că primul lucru pe care l-am văzut a fost asta. Un cap de dragon sau ceva. Și m-am speriat că am zis, nu e minion. Dar apoi am văzut minionul din capăt. Uite, ne arată aici instrucțiunile. Uite! E chiar simpatic! Uite, și asta se închide așa și apoi ai un minion cu un cap de dragon. Foarte tare, foarte tare. Deci avem 3 din 8 deocamdată. Avem o balenă sau un delfin, tot din categoria asta cu animale, cum au fost cele cu păsările. Uite, și mișcă. Simpatic și el. Hai cu minionii. Tot animăluțe. Foarte simpatice și astea cu animăluțe. Îmi plac mult. Dar noi căutăm minionii, ceea ce e mai important. Uite. E un, nu știu ce e ăsta. Chiar nu știu ce fel de animal e ăsta. Raton ceva. Nu știu dacă știți voi ce animal e. Vă rog să-mi lăsați în comentarii. Și stă aici într-un pom. Am aici un pom pe care trebuie să-l asamblez. Nu stau acum pentru că va dura o veșnicie clipul ăsta. Încă unul. Ia să vedem. Nu cred. Deci nu cred. L-avem pe Gru. Foarte simpatic. Deci ne-a mai picat unul. Deci avem 4 din 8. Mai avem o pasăre din aia. Superbă, un papagal foarte drăguț. Seamănă cu papagalul meu. Uite, verde și cu roșu. Deci ce am făcut pe aici de ciocolată? Eu nu vă puteți imagina. Avem un hipopotam. Foarte multe animale. Nu cred, ce drăguț. Și ăsta are corpul așa cauciucat. Aici e cauciucat. Moale. Și cred că poate fi, da, poate fi băgată apă aici în corpul ăsta moale și are o mică gaură pe aici și când strângi de corp, cred că țâșnește apă. Foarte ingenios. Haide, 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 un minion nou. Mai avem un Gru, deci avem prima dublură, nu-i nimic. Era de așteptat că o să vină și și dubluri, dar nu mă deranjează. Avem aici o mașinuță, uite, verde și cu negru, din aia de se lansează, poți să o lansezi tu. Mașinuță, cred că e a doua, nu? Cred că da, e a doua mașinuță. Cred că nici n-am ajuns la jumătate, habar n-am. Și dar sper, încă am speranță că o să ne pice toată colecția. Ce avem aici? Avem niște printuri mici cu niște animale și avem niște alte cerculețe cu banane sau chestii de genul. Am crezut că e minion, dar nu. Și avem aici un display, cred că unde poți să pui printurile alea mici cu animale. Da, interesant. Interesant, dar nu știu ce face. Cred că lansează ceva. Dacă așa văd aici în poză, uite. Cred că lansează cerculețele alea. Și avem minion nou sau nu? Pentru că e minionul de care vă povesteam la început, că mi-a picat mie la ou înainte să fac aici colecția. Uite, e minionul ăsta. E același, deci a doua dublură. Hai, hai, hai cu minionul. Hai, ia să vedem. Avem minion nou? Nu. Avem același minion, cel portocaliu. Părul portocaliu.
a treia dublură, din păcate. Dar nu-i nimic, că dacă facem colecția de mai multe ori, o donez. Vă dau și vouă dacă sunteți fani minion. Și din nou, nu cred. Deci deja am de 3 ori același minion care mi-a picat. Deci sunt în același stadiu de 2 ori. Este cel cu dragonul, cu fața de dragon. O, altă pasăre. Chiar îmi plac și astea cu păsări. Este foarte simpatic. Este, cred că, un dinozaur, nu e pasărea, cu că mă uit mai bine. Da, e dinozaur sigur, pentru că are și o plăpuță aici, așa, cu niște oase. Ca și cum ar fi găsită fosilă sau ceva de genul ăsta. Da, nu, din nou pasăre. Din nou pasărea asta. Am mai avut-o odată. Uite. Să avem două. Ce avem aici? Foarte multe piese. Foarte multe piese. Ceva oricum informațional aici. Ceva cu pământul, cred. Sunt straturile pământului. Este din categoria aceea de jucării informaționale pe care Kinder le bagă în ouăle lor în mod constant. Și nu cred, e al treilea minion la fel pe care l-am. Ăsta care se învârte. Uite. L-am din nou. Și niciunul nou. Deci nu cred. Aici avem o jucărioară din aia de nu-mi place mie, de la oul Kinder. Mi-a căzut și o bucățică pe jos. O ciudățenie de asta pe care nu o înțeleg. Deci nu le înțeleg pe astea. De ce? De ce sunt aici? Uite cât de dubioase sunt. Asta nu-mi place. Mai sunt câteva, să știți. Ne apropiem de final. Hai. Oh, avem ceva în punguță de data asta. Ce Dumnezeu e ăsta? De ce e în pungă? Partea asta n-a fost... Ah, e un hipopotam. Dați așa. Să scoatem hârtia de aici. Ah, este o ștampilă, de-aia este în pungă, ca să nu se usuce ștampila. Care nu e dubioșenie dinainte. Nu știu, tot o dubioșenie din asta pe care nu o înțeleg. Nu știu ce e asta. Dacă îmi spuneți voi ce e... Nu înțeleg la ce... La ce trebuie asta sau cu ce te bucură jucăria asta. O altă mașinuță sau avion. De data asta avem un avion. Mașinuțe, avem avion de data asta. Ne apropiem foarte tare de final și mi-e teamă că nu o să facem colecția. Uite, din nou din asta care aruncă cu chestii. Cum o aveam pe aia, nu știu pe unde mai e. Dacă vedeți, o să vă filmez să vedeți ce am aici. Dacă mai se înțelege ceva, ar fi bine să se înțeleagă. Știți? Cel jucăria aia cu hipopotam, de data asta avem un elefant. Asta de vă ziceam că scoate apă și e cauciucat. Avem și hipopotamul și elefantul. Tare simpatici amândoi. O să pun apă și o să stropesc să văd cum e. Încă o mașinuță, de data asta roz, mai de fetițe așa. Nu știu dacă mașinuțele pot fi de fetițe, încă unul. Încep să mă încurc de ele pe aici. Avem o zebră! Uite, avem o zebră drăguță. Mașinuță, tractoraș pentru pasionați. Chiar nu pot să mă apuc să le construiesc pe fiecare, pentru că pe la o veșnicie oricum o să le construiesc. Când o să am un pic de timp liber și să vă arăt pe stories pe Instagram. Avem minion nou. Avem minion nou. Nu cred, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred. Uite, uite, uite. Hai că se poate, hai că se poate. Uite, avem minionul ăsta. Cu... stă pe ceva roz. Hai să vedem dacă mă și descurc să-l construiesc. Foarte drăguț. Are aici un 11 pe burtică. Și are rotițe, adică merge așa. Hai cu minionii. Ar mai fi? Câți ar mai fi? Păștia 3 am, păsta l-am. Ar mai fi încă 3. Aici nu e minion, din păcate. Dar avem din nou o mașinuță. Mașina asta verde. Cred că am făcut colecția de mașini până acum. Mai degrabă decât de minioni. Avem ceva... Un flamingo! Știți că v-am arătat eu ăsta.
alb și acum avem unul roz. Intrăm pe ultima 100 de metri, să știți, mai sunt 2, 4, 6 ouă și sper să găsim măcar încă un minion nou. Din nou avem un hipopotan. Aici nu avem un minion, avem un dinozaur din nou. A, avem un capsator. Are aici, o, cred că el capsează. Asta chiar o să-mi fie de folos pentru că o să capsez margini. E o capsă sub formă de pește aici. A, și altă categorie, nu știu voi, dar eu sunt uripilată de această categorie de jucării. Titirezul ăsta și toată colecția de titirezuri, titireze, cum Dumnezeu se zice, care m-au înnebunit de fiecare. Nu există dezamăgire mai mare decât să găsesc asta într-un ou Kinder. Și în ultimele trei și am găsit un minion nou. Și avem aici, avem un minion nou, este cel care face yoga. Este de fapt un joc. Ăsta se mișcă, pietrele pe care stă se mișcă și tu trebuie, odată ce se află pe masă, să reușești să-l pui în echilibru perfect, astfel încât să nu cadă. Da, ia, eu încercam să-l bag acolo, să-l îngrămădesc aici și nu stătea, pentru că era tocmai un joc. Deci mai sunt doi și două, dar nu cred că avem norocul ăsta, sunt mai pesimist așa de fel, să fie ceilalți doi aici. Și cum ziceam, avem un elicopter de data asta. Cred că am făcut nu știu câte tipuri de mașini, avion, elicopter. Cam asta a fost în noul ăsta. Are și elice drăguță aici. Ultimul ou și ultima speranță care este năruită în clipa asta este, nici nu știu ce este în ultimul ou. Este tot din categoria cu planete, cu pământul, cu straturile geologice ale Pământului. Aici cred că avem Saturn. Așa văd eu aici. După inele. Am zis să vă arăt ce e aici la mine pe pat. Aici sunt toate jucăriile. Deci e nebunie, e nebunie. Nu știu când o să le strâng. Uite câtă ciocolată, un munte de ciocolată aici și aici. Și am început să pun și aici pe masă, pe masă de toaletă, pentru că nu mai încăpea. Și cam aici am minioni ăștia pe care i-am. În concluzie, îi am pe ăștia de aici, pe ăsta și pe ăsta, pe Gru, și pe ăștia doi nu i-am. Pe ăsta care nu știu ce se vrea fi, ninja, și polițistul. Ăștia doi nu au vrut nici de nebuni să fie aici în cele 40 de ouă pe care noi le-am desfăcut astăzi, dar nu-i nimic. Sunt foarte simpatici și așa. Mie îmi plac maxim. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți ce părere aveți de jucăriile de la ouăle Kinder. În sfârșit am ajuns la final. Sper că v-ați distrat alături de mine. Mă bucur că am găsit destul de mulți minioni, deși aveam așteptări măcar să găsesc măcar o singură dată colecția, dar nu am reușit. Nu-i nimic. Măcar ne-am distrat, măcar ne-am simțit bine. Sper că v-ați simțit și voi bine. Până data viitoare, să nu uitați să dați subscribe, like și vă pup de nu vă vedeți.